Nu pot, mă! De ce, mă? Băi, că de urătarea! Salve, șacalilor! Ce faceți? Pentru a patra oară în ultima lună, mimuri cu Snick. A patra oară, este la al patrulea episod, bă. Nu știu câți membri eram data trecută, dar acum suntem 13.000 și ceva, bă. 13.000 de membri, bă. Dacă vreți să intrați în grup, să faceți mimuri sau să râdeți la ele, se numește mimuri cu Snick. Dacă nu, apăsați pe linkul din descriere, eu după clip vă dau accept. Trecem la mimuri și ce să zic, nu uitați să lăsați un like, sunt un pic răgușit. Ce, bă? Ce văd, mă, ce-i asta, mă? Snică! Știți, Ionică snică. Ia uite-l pe snică, vai. Da, ce tare e asta. Snică. Bă, m-ați făcut și Eminescu, bă. Și Ion Creangă. Și Caragiale, mă. Cine mai rămâne? Sadoveanu, Nikita Stănescu. Băi, bărbați, voi vedeți, uleacă, cât de bine arată chestia asta? Bă, deci este imposibil să fie atât de real. Deci este imposibil să fie atât de real. Ia uite, mă, de la poliția de frontieră. Dar ce bine îmi stă cu băscuță! 2017, Snick, nu știu ce să fac cu viața mea, Snick 2022. Deci efectiv ador, nu știu cine e bărbatul ăsta, Andrei sau Uciuc. Băi, Andrei, ești tare, băi. Șacalii au talent. Și mă pus pe mine și pe frate. Frate meu plutește pe scena aia și eu la fel, aparent. Asta-i ce trebuie! Lapte de la Botoșan, bă! Bă, câte mimuri s-au făcut, deci după clipul ăla, câte mimuri s-au făcut. Lapte de la Botoșan, 3098. Ratat, laptele de la Botoșan există. Bă, îți lasă laptele de la Botoșan. Zero grăsimi, zero coloranți, 2 ratați. Ia uite-mă, ăsta, ia uite-l. Bă, nu știu cine face, dar fața aia. Bă, puneți fața asta, bă, pe Instagram, ca poză din profil, bă, aia când stai așa, bă, pe bune, dacă nu. Fața aia ta când stai așa. Bă, puneți-o pe bune, e prea tare, ești prost. Bă, la 2 milioane de abonați îmi tatuiesc fața lui frate meu. Ai grijă ce zici. Da, pe bune. O poză cu mine și cu gagica mea, facem nunta de aur. De ce am palma foarte mare pentru umerii ăștia? What the fuck? Frate meu are o talie și... niște baloane foarte tari, ești prost? Ar fi multe de spus, dar ar fi drept degeaba. Tot ce pot să spun e spioanele. Rom tom tom dac ta 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 tom tom dac ta ta. What the fuck? Ce limamutul ăsta? Bă, cât de greșit, bă. Bă, cât de greșit, what the fuck? Cine-i mai muțoi ăsta? Cine-i gibonul ăsta, bă? Zic eu că arată cum arată, dar oarecum. Deci, frate meu cu bărbăția mea, oleacă, știți, nu cu părul meu, mai mult cu alui, arătăm cam bine. Proful de religie. Deci, uitați ce birou avem noi, da? Frate meu și el cu abonați acum, cu butoane așa, eu cu foarte mulți abonați, ia uitați. Deci, eu ating birou, ca să înțelegeți. Deci, îl ating și în cadea asta, e cu tremuri de gradul 8. Deci, cel mai părnaie, cel mai troglodit și cea mai roașcă de birou noi îl avem. Ia uite-l. Deci nu pot să ating nici tastatura, nu pot să scriu comentarii. Eu ca să-mi ies mouse-ul pun aici ca să văd că nu pot. Vreau să-i dau like-ul ăsta, hop, ha, ha. Colegii din ultima bancă în timpul orei. Na, deci așa ceva nu este posibil, vă rog frumos să scoateți asta, vă rog frumos. Nu, deci este foarte extraordinar de greșit, este prea mult, este nu. În caz că nu știți ce este ăla, este mai bine că nu știți că... By the way, nu e microfon. E o chestie pe care o bagi undeva. Mulțumim, Ialis, mulțumim. Knock, knock. Who's there? You. Yuhu. Yuhu. Din nou fața lui frate meu lovește foarte pătrunzător. Trenul rataților. Despre asta e vorba. Uite, putem să ne facem și firmă privată de tren, da. Ia, Niculeț l-a agățat. Bună, frumoasă, cind, ai timp să ieșim și noi. Nu vreau să ies cu tine. Acum vrei? Ce grinj! Bă, n-am făcut eu asta, e un mim. Dar voi vă dați seama cât mod neironic chiar sunt băieți de ăștia care întreabă așa fetele să bagă așa în seamă, fraților. Și le cuceresc așa și văd că răspund aia și chiar le dau poze cu un golf, bă, pe bune. Trei proști uitându-se unul la celălalt. Unu, doi... Ai, eu sunt al treilea? Bă, deci, în primul rând, ce e asta? Și în al doilea rând, de ce arată așa bine? De ce arată așa bine? Uitați-mă, oleacă. Măcar are păr. Băi, normal că trebuie să fii unul să strici gluma, frate. În mod neironic m-aș îndrăgosti de mine. Pe bune, deci dacă o văd pe asta mergând pe stradă, mă duc și cer numărul de telefon, pe bune.
O invit la mine la garsonieră. Mamă, bă, ce ceaiu, mă, sie, what the actually fuck, singuleta, what the fuck, man, deci nu poți să mă uit la mine, ești prost? Vladimir Lucin! Vladimir Lucin, bă, bă, cum mă treci în mintea aia, bă, bă, sper că aveți toți burse, bă, la școală, bă, efectiv, vă duce capul prea mult, să mor eu dacă nu, Vladimir Lucin. Băi, dar aș arăta ca mine ca președinte pe la 60 de ani, pe bune. Oprește războiul, mă! Avem un clip aici. Hai că am făcut ciorbă, mă! Hai că am pus masa! La ce mă uit? Ești copilul meu și te iubesc ca... Învață, tu doar nu vezi pentru mine! Bărbați, câteva poze cu mine și cu gagica mea, pe care la un moment dat chiar o să le pun pe Instagram. Arată cam bine cu geaca aia. Băi, trebuia să-mi iau și o geacă sexy să ne asortăm. Ia următoarea. Ma! Ce tare, mă! Bă, ia uită-mă pe gagica mea cu mărce! Deci efectiv asta ajunge pe Instagram, mă jur. Acum ești prost, prea tare, ești prost. Deci vreau să vă spun că este, uite cum mi-o pus aici. Băi, poate nici nu știu, eu filmez astea în avans, știți? Sper că am lăsat mărciu până filmez eu asta, dar o să vedem. În caz că l-am lăsat, sper că v-ați luat. Și în caz că nu l-am lăsat, sper că o să vă luați. Ia, mai avem ce mai avem. Ei, aia zic, băi, bărbați, mă, să vină mărciu, mă, ce vorbești. Bă, ce tare ești, dar cum i-o luat? What the fuck, cum mi-a decupat ăla, ia uite ce, dar ce bine arătăm, ia, mai e, asta e ce trebuie. Băi, Sele, mă, ți-a zis, mă, nu mai sta așa, mă, că mă ia cu inima când te văd așa cu picioarele peste, pe bune. Ce vai, cât de bine arată, vai. Noua achiziția familiei. Bă, de ce? Bă, uite, mi-au pus numărul aici, bă. Bă, cât de... de la ce mă uit? Dar eu nu înțeleg, nu pot să înțeleg cum Dumnezeu găsiți, bă, mașini să puneți exact pe... Bă, exact în unghiul care era și mașina mea, bă. Să nu fie din față sau din lateral, să fie perfect, bă. Bă, Znic, când îmi dai și mie banii aia, că parcă ți-am dat 5 lei acum 5 ani și nu mi-ai dat înapoi. Bă, nu știu, că acum trebuie să repar golfulețul, că am pierdut un cal. Slab, rău de tot. Tare. Eu nu am zis așa ceva, ca să știți. Ce spun ratații? Nu se poate așa ceva. De ce m-a făcut Cabral? Am de ce arătată de greșit? Am întrebat 100 de ratați ce ai donat pentru implant de păr știind că îți va salva cariera și canalul de YouTube. Am vrut să nu râd la asta. Dar nu pot. Bă, dar ce față? De unde le găsiți, bă? Ia uite, eu bombardier forță. Nike, hanorac, training Nike direct așa pe negru. Să fii prostul de frate, ce l-am înșfăcat, Nic. 1200 de like-uri, bă! De ce mă uit la așa ceva? De ce sunt cu nevastă mea, Selena Gomez, care e și însărcinată aparent? Și-l țin pe frate meu, până care e un copil mic. Bă, dar ce sexy arată așa, sincer, mic și la costum pe bune. Acum ai prost când s-o înălța prea mult, dar dacă era așa mic, iau ce haz are, hazul lui, bă. Bă, zici că e hazbula, bă, așa mic la costum direct. Băi, cam tare ce-i drept. What the fuck, ce-i asta? Nu. Asta, da. Asta, da. Efectiv, cea mai tare, asta e cel mai relatable meme, bă. Să mor dacă tastatura mea nu-i formată doar din asta, bă. Drept dovadă, o să-i dau niște like-uri. Ia să-i dăm noi like. 3 like-uri, hop, și-am comentat. Na, deci nu se poate, efectiv nu este. Nu este posibil. Deci nu pot să cred că m-ați făcut și coșbuc, bă. George Sneakbook. Bă, nu se poate, bă. Deci vă rog frumos, haide să apreciem încă un mare poet transformat în Luci. Mă jur, mai lipsește... Cine mai lipsește? Sadoveanu, Nikita Stănescu, cine Dumnezeu mai lipsește? Și Liviu Rebreanu, ca... și suntem drept toți, frate. Și aia au fost. Are și chelie exact ca Sneak. Exact ce ziceam, că trebuie să fie cineva care mi-amintește că mie meu. Așa, nu mai zic. Deci așa ceva nu se poate, mă. Nu, mă, nu. Cum să-mi pui, mă, toareg acolo, mă. Nu se poate, mă. Deci nu pot să cred. Deci cât de tare, bă, ce terminat sunteți, mă. Bă, s-au văzut o milisecundă, mă, că am căutat Volkswagen Touareg 2020 preț. Și uite ce s-a întâmplat, bă. Bă, doar am căutat atât, bă. Toate ca toate, fraților. Dar nu se poate, mă, mi-a dispărut mașina. De cât de bine să faci Photoshop. Ziceți voi dacă... Deci nu mai are nicio legătură cu poza. Pe bunii dacă nu. What the fuck, man. Cum se decupe?
Și umbra. Băi, ce tare. Lu domnul ăsta acum pe videoclip îi dau moderator. Ia uitați, adaugă moderator. Deci vreau să spun, dacă acceptă invitația, îi trimit cu familia la munte. Naolă, băi. Bă, de ce ăsta așa de mic? Bă, de ce așa de mic? Bă, e atât de greșit să văd așa ceva. Nici nu pot să mă bubunească râsul. Bă, cine umblă, bă, cu blue skinny care de ăștia, bă? Bă, faptul că chiar așa ar putea arăta o familie, bă, mă neliniștește teribil. Rău. Cum a ajuns asta la 1000 de aprecieri? Nu știu, Dani, că și eu mă întreb același lucru, bă. Un ador lui Dani aici, cel mai tare moderatorul meu de suflet, care săracul trece prin atâtea zilnic să aprobe atâtea postări. Nu pot. De ce, bă? Bă, cât de urât arată. Bă, cât de greșit, da, nu mai vreau. Bă, cât de bulangii să fiți aia, cum puteți să faceți? Cum vă duce mintea la așa ceva? Uite, și știi care e problema? Că arată foarte real, asta e problema. Cât de jegoși să fiți, bă, și cum arată, bă. Protejați-vă, I guess. Dacă, no, no, gata, hai să ieșim cât de nou. Na, zici și tu ceva. Na, nu, pot să mă uit. Mă uit și mă gândesc cum s-a gândit persoana asta. Persoana asta, Roberta, cum să gândi Roberta să facă așa ceva? Gen, cum stai pe telefon și zici, hai să fac un meme și, nu știu, zici, hai să-l pun pe Snic pe Vaca Milca. Cum poți să te gândești la așa ceva? Că prea vreau și eu. Ce aș găti un ratat? Mr. Bacău. Mr. Proper. Băi, ce bine arăta, arăt ca domnul Proper. Mai curat și mai ușor, cu așa un ajutor. Mr. Proper. Efectiv, Mr. Bacău, direct. Mai este vreo persoană care n-a fost nic pe bune? Acesta este noul președinte al României. Bună seara, dragi români. Vreau să vă anunț cu toată căldura sufletului căci carantina s-a ridicat. Efectiv refuz să cred. Efectiv refuz să cred. Nu, de ce eu refuz să cred în momentul ăsta, mă? Mihail Snicoveanu, mă. Nu, mă, nu, mă. Bă, am zis că ar mai trebui să fiu Sadoveanu. Și aș fi toți, mă. Bă, dar uite-l cum arată, mă, cât de bine arăt ca... Băi, deci ca Sadoveanu arăt cel mai bine. Deci puteți să dați bacul din mine. Oficial, efectiv, cred că am toată materia pentru bac scrisă din mine. Creangă, Eminescu, Coșbu, Caragiale, Sadoveanu, v-am mai zis, Liviu Rebreanu și Nichita Stănescu. Și suntem toți. Încă vreo doi și fac toată junimea, mă. Una tare aici. Nu, ăsta nu, îl vrem pe ăsta. Deci ar trebui făcut un personaj animat cu fața lui frate meu, mă jur pe ce vreți voi. Deci eu dacă eram frate meu și vedeam fața asta care o bubuit, pentru că o bubuit fața asta, îl puneam pe Instagram, îmi scoteam acum mărci, îmi scoteam înaintea mea, da? Deci dacă eram frate meu, mă chișam în mărciul frate meu și scoteam pentru mine și făceam, și efectiv, o să, las că vorbim noi, ia, fii bun, să fac un mărci cu fața, bă, cât de tare, bă. Eu am zis, la 2 milioane de abonați îmi tatuiesc fața asta lui frate meu, mă jur, bă, ce, all in, all in. Avem un videoclip. Nu se poate așa ceva. Vreau să leșin de... No, no. Deci vreau să vă spun că dacă n-aș fi pe scaunul ăsta și n-aș avea pantalonii ăștia și boxerii, m-aș chișa pe mine, pe bune. Și îmi dispare efectul de pe Snap. Bă, ce, cât de ciudat, what, cât de ciudat, uai, nu pot să uit. Ne-a luci și în antene de la 80 de ani. Amintiri de ce făceam YouTube. Lași și mă uit. Băi, și bendeac, m-ați făcut și bendeac, mamă, cât din, nu pot să mă uit, e prea ciudat. Ia stați așa că avem un videoclip aici. Unde sunt bărbații noștri curajoși? Am iut o elemente, e uriază. Cât de tare e asta. Vai, cât de tare e asta să mor eu. Toți Nicos, Buc, Nic, Sadoveanu. Dar cine s-o gândi, bă, că dă laptele în clocot? Aia s-o gândi cineva? Imaginează-ți că dai test la fizică, dar singura forță pe care o știi eu e Snic. Băi, asta e tare rău, nu mă așteptam la asta. Ia să vedem. Tu te dă unul de cazul lui Haze. Îți dau eu în gură, da? Bă, ce aiurea sună. Deci avem
Azul și necazul. Aaaa, nu, nu, nu. Denis, nu, nu. Aaaa, nu, nu, nu. Tu ești propus. Nu. Ia, nimeni nimic, cei din ultima bancă. Mamă, după 4 luni, ce gust pare, mă, băieți, mă. Te gândesc, mă, mea, amic, după vreo 7 luni, minim 7 luni mai mănânc. Băi, Risto, ei, nu te grăbești, dar știi ce sugerez eu? Să cer mai întâi ceva cu pâine. Cu pâine? Bine, mă, pâine, pentru că ăla mai bagi. Eu zic, bine, bă, să-l tupe. Deci asta o să râde totdeauna, deci mi se pare prea funny, nu știu. A, nu beau, conduc 6 pahare mai târziu. Bă, după... Băi, vă dați seama dacă eu fac așa și efectiv n-am băut niciodată, cum ar fi dacă chiar aș bea? Ia. Yeah. What the fuck, de mișto e chestia asta? What the fuck, vreau să mi-o pun de cover, să more dacă nu, mi-o pun pe Dexo, what the fuck? Băi, n-am să vă mint, e tare și asta. Eu leacă cam tare și asta ce-i drept. Mie nu-mi plac BMW-urile, dar îmi pare rău, dar e tare. Sneakers, băi, cât de tare arată batonul ăsta. Sincer, și cu poza, și cu poza asta de domn adevărat, nu? Pe bune, deci o să oricum îmi fac. Fraților, videoclipurile astea nu sunt pentru râs, sunt pentru business, băi. Eu explicând că de ce am treptate. Băi, eu am acceptat asta doar pentru că scria treptate. Banii mei, alte cumpărături, tricouri și anoraci de pe www.sneak.ro. Bă, bă, ce ta... Efectiv, asta este un meme bun. Este un meme bun și pentru marketing. Băi, așa de dubios că nu știu. Nu știu cum să vă comport. Pentru că urmează în momentul în care filmez asta. Mai am atâta să-l lansez. Nu știu dacă când îl postez încă nu l-am lansat sau am lansat site-ul și produsele și tot. Dar, bineînțeles, dacă am lăsat, o să fac un clip la începutul videoului unde o să tot... Știi, zic, băi, mărci așa. Mi-e ciudă foarte tare dacă l-am lansat, că am zis că îl port mereu. Dar trebuie să filmez în avans, pentru că trebuie să-l și editez și de-aia filmez o leacă în avans, ca să poți așa niște timp. Cam ăsta a fost episodul cu Mimori. Bă, și era unul, eram eu în mijloc așa și cu doi ciobănești german, bă, cum zic eu. Bă, cât de tare era, ce mi-e ciudă când l-am pierdut, bă, dar nu se încarcă, bă. Din nou, vă mulțumesc mult că ați făcut Mimori, mulțumesc moderatorilor că o stat și-o dat sufletul să le accepte pe toate, să le verifice. Mulțumesc pentru tot suportul și tot hazul, băi. Că dacă n-ați avea voi hazul vostru, nici eu n-aș avea hazul meu. Că hazul meu depinde de hazul vostru, știi cum e. Fiecare cu hazul lui. Puteți să mă urmăriți pe Instagram pentru că mai avem atâtica și facem 300.000. Bă, după atâția ani în sfârșit o să văd și eu acolo cu 3, frate. Doamne, să văd odată cu 3. N-am mai văzut de mult. Avem 291.000 acum, ca să știți. Cine dă follow e cel mai tare. Și să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.